Marina Tauber a fost aleasă președinte al Organizației Teritoriale Bălți al Formațiunii Șor. Vicepreședinta Partidului Șor va fi responsabilă de consolidarea partidului în municipiu, dar și de extinderea și dezvoltarea echipei din Bălți. Decizia a fost luată la ședința Consiliului Național Politic al Formațiunii, care a avut loc ieri, 17 decembrie. Astăzi, eu am fost aleasă în calitate de președinte al Organizației Teritoriale нечипали а частокларат и мне очень приятно что мне доверили максимально развить нашу команду здесь в бельцах и конечно же дать серьезный прорыв и толчок развитию нашего движения на севере это почетно это очень серьезно. Это большая ответственность для меня. И я почему-то верю, что при поддержке Илона Мироновича и всей команды, и с такими замечательными, теплыми, светлыми людьми в Бельцах... Mine a Tauber le-a promis bălțenilor că, în pofida faptului că a fost exclusă din cursa electorală pentru funcția de primar, va continua să lupte pentru angajamentele promise. Ce n-ar fi și cum n-ar fi, eu mă consider primarul dumneavoastră, stimați bălțeni. Și o să lupt și o să vă reprezint și în Parlament și în alte instituții și o să fac tot posibilul ca viața noastră să devină mai bună și că tot ce am scris în angajamentul meu public, care a fost semnat de mine să se întâmple cât mai repede. Cu toate acestea, oricum, o să luptăm pentru alegerea dumneavoastră și eu sunt sigură că vom avea succese. Mai mult, ea s-a arătat convinsă că orașul Bălți și evenimentele care s-au întâmplat aici vor sta la baza demolării actualului regim politic de la Chișinău. Păltăra mi este sănăzat, dar mai e sandu și partiei, partea nivelele tăchim rezultatul. Но ничего, увидели, подскользнулись и теперь не знают, как быть в этой ситуации. К сожалению, выход один ⁇ это импичмент и до свидания, пас. Почему я об этом говорю сейчас? Потому что Бельцы в любом случае и наша территориальная организация ⁇ это уже символ борьбы. Борьбы не за власть, борьбы не за кресло, борьбы не за функции. A, este simbol za La final, Marina Tauber a îndemnat toți bălțenii să adere la echipa partidului Șor și la organizația teritorială Bălți.